Bună ziua, dragii mei, bună seara, cum vreți voi, depinde în ce colț al lumii sunteți. Sunt Arotela cu o nouă emisiune, Trio Grigoriu, glumesc, nu, Trio Amoros, în cazul în care unii dintre voi manifestați chiar și fără să vreți, pentru că nu toată lumea își dorește, dar uite, ori se întâmplă. Uneori se întâmplă și, da, știu, e tare neplăcut, însă, probabil și dacă se întâmplă cu un scop, sunt niște lecții de învățat sau niște separări, de manifestat, separări de karmă pentru a manifesta destinul adevărat. Lucru despre care am mai vorbit și despre care vom mai vorbi. Dragii mei, aveți de ales între varianta 1, 2 și 3. Stați să-mi caut eu și certulețul. Baghetuța. Deci 1, 2 și 3. Nu pot vorbi foarte tare pentru că totuși se mă abloc și nu vreau să audă vecinii. Și în general, etalele nu se fac în zgomot. Acum, eu împărtășesc cu prietenii mei. Eu împărtășesc cu prietenii mei diferite experiențe, cui nu-i place muzica, vreau frumos. Nu, aruncați energia voastră negativă pe sunetele care poate nu se aud suficient de clar acolo la voi unde sunteți sau nu sunteți voi pregătiți să le înțelegeți și să le primiți cu sufletul deschis, pentru că muzica pe care o pun în timpul etalărilor este muzică de meditație sau muzică clasică. S-a mai întâmplat să pun Chopin și cineva să fie foarte deranjat de Chopin. Acum îmi pare rău, dacă Chopin este vibrație joasă, înseamnă că unii chiar au problemă cu educația lor muzicală și cu tendința de a intra în negativ. Dar știu că sunt și eu, poate și alte colege, înconjurată de prieteni mulți. Vă mulțumesc din tot sufletul că sunteți alături de mine, dar știu că sunt și mulți invidioși prin preajmă care nu știu ce să facă. Dar eu împărtășesc cu voi, dragii mei prieteni, nu mă las afectată, după cum vedeți, îmi văd de treburile mele. Și viața merge înainte. Însă, e bine să știți. E bine să știți că se întâmplă lucruri. Nu e totul chiar așa de roz. Aveți între timp. Sper că ați ales, da? 1, 2 și 3. Eu îmi continui etalarea. Vă mai povestesc așa la o cafeluță. Da? Uitați la o cafeluță. Una alta, ce se mai întâmplă? Da, muzica. Muzica este de vibrație joasă. Haide tu! Este muzică reiki acum. Altă dată a fost de meditație, de curățare, de vindecare. Dacă muzica de vindecare vă deranjează, înseamnă că într-adevăr refuzați vindecarea unii. Nu vorbesc de cei care îmi sunt dragi și îmi sunt prieteni. Neapărat îmi sunt dragi că îmi sunt prieteni. Îmi sunt dragi pentru că sunt oameni de bun simț. Apoi, cei negativi să rămână cum vor, da? Noi facem alegerile. Am ales o cale, încercăm să manifestăm cum putem mai bine. Numărul 1. Hai să vedem ce simte față de voi și ce simte față de cealaltă persoană. Cum, unde sunteți? Că sunteți voi cei căsătoriți, că sunt ei căsătoriți cu această persoană, că nu-i nimeni căsătorit, dar are relații multiple, e cam nasol. Dar asta e, se întâmplă. Hai să vedem. Etalarea numărul 1. Ce simte față de voi în această perioadă? Mie nu prea-mi plac genul ăsta de etalări, dar înțeleg că aveți nevoie de răspunsuri, aveți nevoie de susținere, aveți nevoie de ghidaje, alegerile vi le faceți voi, eu nu vă dau sfaturi. Ce simte față de voi în această perioadă? Hai, o dată, de două ori, să fim un pic coordonați, de trei ori, deși am simțit nevoia să mă uit. Nevoia de comunicare, în primul rând, iar văd doi de bâte, trebuie cineva să aleagă între voi și eventual cealaltă persoană, da? Cu valetul de spade vom vedea. Ah, ce frumos! Probabil că vă urmărește cu valetul de spade. Soarele, puterea, 5 de bâte, hai și încă o carte. Ce simte față de voi, regina de spade? Să comunice un adevăr. Simte nevoia să fie corect, să fie... Da, să fie corect, corectă. Soarele. Simte multă bucurie. Ce poate fi mai frumos decât soarele, dragii mei? Simte că e plin de viață sau plină de viață. Copilul, se poate manifesta copilul interior în preajma voastră? Adică nu sunt probleme de, eu știu, de care...
Nu se simt restricționați, nici sexual, nici energetic, nici creativ. Ba, chiar se simt foarte creativ. Și totuși e o luptă. Simt că puteți să fiți foarte puternici împreună. Și toată această fericire trebuie un pic temperată, pentru că există această amalgam de emoții și de stări. Un mare impuls sexual. Și acesta trebuie temperat. Eventual sau nu, în plus pentru unii, posibil să aveți și niște invidioși. Dacă această persoană sau voi sau unul dintre voi sunteți în public, lucrați în public sau, eu știu, aveți o imagine publică, neapărat lucrați în public, dar faceți parte dintr-o familie, dintr-un grup profesional special, iar dacă nu lucrați în public, poate lucrați în secret totuși, da? Grupul acela profesional, am zis, este ceva care vă obligă să fiți atenți cu imaginea voastră, cu reputația, da, cu reputația. Da, deci reputația trebuie păstrată și pentru acest lucru trebuie să fie foarte inteligent și foarte atenți în felul în care manifestă, comunică și reacționează. Există mulți invidioși în preajmă. Acum, posibil, ceva s-a mai întâmplat în trecut, o altă variantă sau adaug, neapărat o altă, poate să fie și această variantă, nu sau, da? Și pentru unii dintre voi, dacă a existat cumva vreo separare, pentru că simte că sunteți o persoană, unii dintre voi, pe lângă faptul că ei trebuie să vină corect, politică e corect, da? Și voi sunteți o persoană foarte inteligentă, care nu acceptă orice jumătăți de măsură și trebuie să se lupte, să se tempereze un pic, să-și tempereze acest entuziasm, euforie, aș spune mai degrabă entuziasm, da? Și să se lupte, să se lupte pentru voi. Acum, hai să mai și clar. La capătul setului de cărți se dorește o echilibrare, se dorește să fie, acest personaj vrea să fie persoană stabilă sau dacă sunteți doamne, nu, dacă sunteți domn și întrebați despre un domn, cum am zis bine? Nu. Dacă sunteți domn și căutați despre o doamnă, aceasta vă dorește o persoană stabilă, echilibrată, darnică sau... în sensul exagerat al cuvântului, cât o persoană implicată în serviciu, pe care orice parteneriat îl implică la un moment dat. În ce sens serviciu? Gesturi, că vă pasă, că vă implicați, că puteți să fiți om de bază, da? În această relație. Pentru că au fost niște dezamăgiri. A fost o mare, mare bucurie, dar care s-a lăsat cu oarecare durere. Din ce motive? Voi știți. Poate că a fost prea idealizată și până nu se pune în practică, acest ideal rămâne provocă. Știți, e ca atunci când stai la soare prea mult, da, ce bine la mare, la soare, nu? Și stai prea mult la plajă și te arde pielea. Ceva de genul ăsta, prea multă bucurie, prea mult entuziasm, euforie, te doare când nu poate fi manifestat în practic. Din acest motiv, undeva în subconștient, există această dorință că se vrea stabilitate într-un fel sau altul, nu neapărat căsătorie, nu. Poate pentru unii, da, poate pentru alții, ba, depinde de situație, dacă permite, dar în primul și în primul rând se vrea seriozitate, implicare și reciprocitate. Hai să și clarific ce simte. Ba, nu. Nu. Spiritul îmi spune să nu. Să continuă cu ce gândește. Ok, ce gândește? Ce gândește? Ce gândește? Ah, în această perioadă. Interesant. O să o pun la loc, pentru că încă n-am tăiat, dar își dorește să vină. În primul rând își dorește comunicarea cu Regina de Spade, susține comunicarea, da? Își dorește să se lupte 5 și 8, da? Să transforme situația. Își dorește să creșteți. Da? Relația dintre voi să crească și să crească într-un mod frumos, înspre, da, uite, să tindeți către soare, să faceți acțiunile, să acționați, și unul și celălalt în sens pozitiv.
Posibil să fie și dorința de a călători. Ori de vă așteaptă, ori voi vă doriți să călătoriți. Vedeți, unul dintre voi, sau poate ambii, vă doriți o călătorie, în sensul că e o distanță între voi și trebuie micșorată această distanță. Hai, mai amestec o dată. Uite, tot apare în plus de două ori. Temperanța, dacă e distanță, trebuie să se tempereze. Și distanța e necesară, tocmai ca celălalt să se echilibreze vibrațional. Și temperanța îmi vorbește și despre vindecare. Gata, acum tai. Ia uite, se dorește o întâlnire în care să se manifeste ceva practic. Ce gândește? 10 de bâte. Marea preoteasă, 7 de monede. Ce gândește? Și valetul de cupe. Da, am zis că a fost o dezamăgire. A fost ceva, s-a întâmplat ori un conflict, ori o dezamăgire. Ori alții au intervenit, poate chiar acest personaj, da? Acesta și alții au intervenit în relația dintre voi și ceva s-a stricat de. Se dorește foarte mult exprimarea și eventual exprimarea, nu doar logică, se explice de ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, ci și emoțională, niște scuze. Gândește că ar trebui să ofere niște scuze. Adică este corect și rațional și corect să ofere niște scuze. Ce gândește? Această fericire îl consumă pe acest personaj, sau o consumă, da? E o situație foarte aprinsă, incandescentă. Da, mersi de cuvânt. Incandescentă. Însă, gândește că trebuie să țină secret această pasiune. Poate că mai sunt și alte responsabilități cu 5 și cu 10, se pare că mai sunt și responsabilități, dacă e personaj căsătorit sau persoană importantă, responsabilitățile se văd aici, posibil să apară undeva și în aceste de cărți, într-o formă sau alta, responsabilitățile. Ideea este că pentru mine 10 de bâte înseamnă foarte mult, înseamnă dorința de implicare pentru a crea acest soare, această, a manifesta această fericire, dorința de implicare totală. Dar pentru asta, dacă au alte responsabilități, că apare concurența și apar și alți factori în această relație, trebuie renunțate, trebuie măcar o parte din aceste bâte ar cam trebui rupte în două, în trei și casate. Da, casate. Arse, sau mai arse, arderea înseamnă eliberare. Probabil niște energii, tocmai sănătoase, ar trebui eliberate ca să se poată manifesta soarele corect. În continuare, ce gândește? Gândește că nu poate să arate deocamdată această pasiune pentru voi în public, una la mână. Doi, poate că nici vouă nu o să vă arate tot, fiind o energie foarte intensă, ca să nu vă speriați, ca să vă protejeze, că am văzut și regele de monede, care în varianta sa bună vrea să protejeze, să susțină. Ce gândește? Gândește în secret sau intuiește, mai bine zis, intuiește că amândoi sunteți puternici, sunteți un cuplu puternic și din acest motiv și simte și gândește că sunt necesare niște explicații și niște scuze ca să se tempereze orice impuls de, nu știu, sau orice sentiment de ranchiună sau orice nervi care s-ar putea manifesta din cauza conflictelor sau unor probleme. Dar în secret sau într-un mod intuitiv, da, și simte și gândește că împreună puteți să vă transformați și să vă susțineți unul pe altul, într-un mod, probabil că și de la distanță, telepatie, vă susțineți unul pe altul. Rămâne de văzut, veți vedea dacă vă transmite, vă va mărturisi vreodată așa ceva. La ce mai gândește acest personaj? 4 de monede.
că ține foarte mult la voi. Dar este între conflict și o atitudine pasivă. Știe că trebuie să acționeze între acțiune, da, și non-acțiune. Se gândește că dacă începe să se lupte într-un anume fel sau să manifeste, să se străduie mai mult pentru această relație, s-ar putea să-și piardă echilibru, echilibru financiar, niște relații sau confort. Ah, da, aici este, știe, da, intuiește, că totuși e o persoană intuitivă, da? Că trebuie să iasă din zona de confort, da? Ca să se lupte, ca să cucerească, ca să manifeste iertarea, discuție, explicațiile, trebuie să iasă din zona de confort, clar. La capătul setului de cărți, ia uite, stă pe gânduri. Stă pe gânduri. Posibil să fie nevoie să facă un drum înspre voi, voi sau ei, vedeți cum corespunde acest mesaj. S-ar dori o împăcare pentru că au fost niște conflicte. Cinci de spade sau cineva și-a băgat, ia uita, dracu și-a băgat coada aici. Ah, era, mi-am adus aminte de tocmai. Au, că nu pot să râd foarte bine să mă mișc de... Toma Caragiu, parcă cea. Era scenarul acela cu dracu. Cine, doamne, eu? Eu nu știu nimic, îmi zicea. Ce dracu și-a băgat coada. Nu, doamne, nu eu. Nu, ei sunt mai răi ca mine, într-un fel, sau altul, oamenii sunt mai răi ca diavolul. Dar trebuie să aleagă, clar. Posibil să fie egoul cuiva în joc, dorința de a avea cu orice chip, care trebuie temperată, că a apărut vindecarea, și distanța care este pusă între voi de către univers și concurența și situațiile mai grele, eventual relațiile karmice pentru unii. Dar, în primul și în primul rând, este egoul cuiva. Ori în preajma lor, a voastră, a cuiva, toată ziua este un narcisist. Zic, sunt trei cărți care arată narcisist aici. Cinci de spade, diavolul și șase de bâte. Dacă e această tendință, temperanța pe care am văzut-o mai devreme sugerează că și 8 de bâte, distanța, distanța și temperanța, așteptarea, vindecarea, creșterea spirituală, echilibrarea energetică a voastră, îi obligă să renunțe la un soi de egoism pe care poate l-au manifestat până acum într-o formă sau alta. Dar vedeți care variante sunt valabile? Poate să fie o persoană toxică dacă nu este persoana respectivă egoistă, da? Poate că au niște... Eu și cred, așa simt. Au niște oameni foarte toxici în preajmă. Sufletul vostru pe areche șase de cupe, ia uite. Ea, interesant, dar șase de cupe înseamnă și amândouă cărți înseamnă ex. Probabil un fost, o fostă foarte, foarte toxici. Foarte toxici. Cum acționează? Hai să vedem cum acționează în această perioadă. Cum acționează numărul 1. O dată, de două, de trei ori și tai. Deocamdată. Interesant. Se luptă cu diavolul. Cum acționează? Șapte de spade. Opt de spade. Asta nu sunt acțiune. Patru de cupe. Și nouă de cupe. În capătul setului de cărți se vrea colaborare după o perioadă de abandon, pentru că pasiunea există. Pasiunea și sensibilitatea și romanța și dorința există. Le-am văzut. Sunt. Dar uitați ce diferite. De la emoții, gândurile încep să se schimbe la acțiuni. Deja
Unii dintre ei sunt căsătoriți sau au o familie, ori un job epuizant, acolo unde se manifestă și invidiile și discuțiile și diavolul pe care l-am văzut. Și din acest motiv trebuie să-și facă o strategie cum să vină înspre voi 7 și 8, însă nu găsesc soluțiile. Ar vrea să vă ofere o cupă, da? O cupă. Cupa dragostei sau iertarea sau explicațiile, pentru că sunt, ia uite, soarele, 9 de cupe, sunteți tot ce și-au dorit. Însă trebuie să învețe să se iubească. În momentul în care învață să se iubească și să se respecte, nu mai acceptă și vor face tot posibilul, adică se vor implica și se vor lupta, vor ieși din zona de confort. În momentul în care te iubești, te respecti, nu mai accepți acele energii să te influențeze. Da, într-adevăr că uneori e greu să te și rupi fizic, să pleci dintr-o locație în alta. Dar totuși, cu credință, și soarele și nouă de cupe reprezintă credința într-un fel sau altul, și cu un pic de implicare, cu luptă, se poate rezolva și această problemă pentru cine vrea să iasă dintr-un spațiu toxic. Acum, ideea este că, am zis, dacă un job public sau o relație sau o familie toxică, Trebuie să fie foarte atenți. Încă nu sunt conectați la intuiție. Aici este provocarea. Sau poate că unii sunt și intuiția le spune să-și facă curaj. Dar încă se simt legați. E un program mental de care încă nu s-au debarasat. Astea sunt acțiuni. Stă și se gândește și nu găsește soluția. Știe că trebuie să facă o mișcare inteligentă și secretă înspre voi, ca să vină înspre voi, dar totuși nu găsește care e momentul, când e momentul. Interesant, cu 4 de cupe, am senzația că sunt într-adevăr supărați, le este dor de voi, în cazul în care nu sunteți împreună sau când nu sunteți împreună, și-ar dori să ofere, să explice ce în sufletul lor, interesant, 9 și 1, 10, speră că veți fi împreună, 9 și 1, 10, în dreptate, în adevăr, însă nu pare să facă pașii concreți. Am senzația, poate că dacă e distanța aceea încă nestrăbătută, încă neînvinsă și concurența și ce am mai tot vorbit până acum, încă nu neapărat anihilate concurența, dar pusă la punct măcar o perioadă până vă întâlniți, da? Am senzația că dacă sunt toate acestea între voi, dar își dorește să facă pace cu voi, vă mai trimite telepatic această ofertă de dragoste. Undeva, eu așa simt. Dar o să și clarific. Da. Este un abandon. O situație foarte dureroasă prin care ați trecut. Este un abandon, dar se vrea reconstrucția. Totuși clarificăm. Te rog frumos, clarificăm. Pentru că mesajul a fost eu. Dar se vrea construcția. Dar e distanță. Clarificăm, te rog frumos. Să avem mesaje mai multe. 4 de cupe. 4 de cupe. Ia uite, 10 de spade. 10 de bute, 10 de spade, iar e o situație. Poate că au probleme de sănătate unii dintre ei, nu toți. Unii posibil această problemă de sănătate sau niște regrete. Au pierdut pe cineva?
cu 5 de cupe și 10 de spade, s-au suferit foarte mult din cauza acestor blocaje care sunt între voi. Sunt mai multe variante sau poate sunt toate. Trebuie în paralel, trebuie să închidă și un ciclu, da? de trădări în niște relații epuizante. Și în acest motiv, să înțeleg că n-au energie. Încă sunt în procesul de vindecare și trebuie, repet, să învețe să se vindece, să se iubească și să spere, pentru că nouă de cupe este speranța. Dă-mi, te rog frumos, și pe 8 de spade o carte, o clarificare. 8 de spade. 8 de spade. Însă aceste mesaje o să le mai... Eventual, 8 de spade, 5 de spade, da, să e o influență negativă. Sunt niște cuvinte care, uite, cuvinte, concurență, oameni dușmănoși, oameni care jonglează, fac jocuri mentale, în acest motiv nu găsesc ei soluție, dar sunt îndrăgostiți pe o dragoste, rege de cupe și, uite, clarificăm 7 de spade. Clarificăm 7 de spade. Pentru numărul 1, acțiune. Iar o să fie o etalare lungă. 7 de spade. De judecat, au venit multe cărți. Extraordinar, dar câte spade? 7 și 9 de spade. Interesant, poate unul dintre voi este bolnav. Și suferă pentru că sunteți voi bolnavi sau ei, sau ei, nu știu. Dacă aveți voi o problemă de sănătate, s-ar putea. Să simtă chiar și la distanță. Știți că se poate? Se poate. Deci, în primul rând, dacă unui bolnav se dorește să vină spre voi, să renaște, să vă împăcați, să vă vindecați, dar e și un stres teribil. E și un stres. 7, 8, nu, 5, 5, 7, 8, 9, 10 spade, plus regina de spade. Ia uite, vor să vină să vă ofere ceva, să renașteți un cadou, ceva care să fie un gest de împăcare. Sau dacă nu e un cadou și aveți nevoie, în cazul în care aveți niște probleme de sănătate, să vină cu o ofertă practică, ceva. Deci... când va face aceea? Se dorește împăcarea. O nouă lume, da? Ia uite, asul de bâte, justiția, pasiunea există, se dorește dreptatea. O nouă lume în care vă împăcați. Pentru că poate unul are niște contracte, e căsătorit, vedem. În principiu, cam astea sunt cărțile pentru voi. Hai să vedem pentru ei. Ce simt pentru ei? Numărul 1. Am vorbit deja foarte mult. Ce simt pentru ei? O dată. De două ori. De trei ori. Ia uite. 3 de spade? Au început bine. Sunt dezamăgiți. Sunt răniți. Probabil că de-aia. Încă au de eliberat niște energii de acolo. Asul de bâte. 8 de spade, care este prezent și la voi în acțiuni. Regina de spade, interesant, și la ei și la voi. Și diavolul. Interesant. Pentru unii, posibil să fie un atașament de natură mai degrabă sexuală. Cu asul de bâte și diavolul. Între cei doi. Dar acest as de bâte poate să reprezinte și pasiunea care există pentru voi și care este prezentă. Îi blochează să se manifeste într-un mod plăcut față de ei și se manifestă toxicitatea. Nu neapărat că ei o manifestă. Ei plus cealaltă persoană creează această atmosferă toxică. Înțelegeți? Știu că situația nu este corectă,
Poate e o aventură? Mai interesant. Posibil personajul despre care vorbesc este o aventură? Posibil. Care i-a blocat mental. Dar sunt conștienți. Interesant că apare acest element de claritate mentală în suflet. Da? Sunt conștienți că dacă au gândurile clare și emoțiile sunt altfel. Sunt conștienți că este ceva negativ între ei și acest personaj și își doresc foarte mult să taie această legătură. Deocamdată încă, nici față de ei nu au găsit, iau te, stau și așteaptă. Încearcă, iau te, să-și găsească înțelepciunea, regele de spade și intuiția. Am două variante. Ori acest personaj este o aventură, cu un fost, da, vă dau interesant. Da, poți să ai și cu foști. Bănuiesc, nu știu, eu când închei, închei. Nu știu alții cum sunteți. Dar unii se mai întâlnesc cu foștii. Și mai au și contacte fizice. Și atunci se întreabă de ce nu poți să-și schimbe viața. Este ciudat, nu? Interesant că regina de spade a apărut și aici și la voi. Posibil să fie personajul care creează conflicte, da, prin atitudinea sa toxică, intrigantă. Regina de spade în sine este energie frumoasă. Am zis, poate să fie și intuiția că e cazul să pună capăt acestor conflicte, însă nu-și găsesc puterea și soluțiile practice. Determinarea. Repet, pentru unii e posibil să fie o aventură și să se fi legat, să se fi creat o codependență de, nu știu, ofertele sexuale pe care acest personaj le-a făcut. Gândurile în fața de acest personaj. Pentru unii acest personaj să fie persoana cu care e căsătorită și asul de bâte să fie atracția pentru voi. Sau dacă nu e căsătorită, au relație de lungă durată. Hai să mă amestec o dată, că nu mai știu de câte ori am amestecat o dată. De două ori. De trei ori. Am zis că mie nu prea îmi plac etalările pentru trei ori, dar asta e. Ce gândește? Ia uite, 10 de monede. Regele de monede. Sunt căsătoriți cu 10 de monede și cu diavolul sau o persoană sau este un o persoană la locul de muncă care o le oferă beneficii financiare sau sunt căsătoriți? Dar între timp s-au îndrăgostit? S-au îndrăgostit pentru că soarele a apărut la voi. Între timp s-au îndrăgostit. Și din cauza aceasta au două căs care reprezintă alegerile. Alegeri în viață și alegeri în dragoste. Vor să blocheze această energie toxică și sunt conștienți că trebuie să aleagă dreptatea. Poate chiar un divorț în cazul în care sunt căsătoriți, pentru că regele de monede și 10 de monede reprezintă o căsătorie. Dacă nu e căsătorie, este căsătoria cu jobul, căsătoria cu banii, cu safe-ul, cu contul bancar. Da. Cu mașina, știți. Sunt unii care au mai multă dragoste de mașină decât de persoanele din viața lor. Glumesc, sper că nu aveți de-a face cu așa ceva, dar eu așa simt căsătorie. Dorința, da, interesant, 3 de cupe, 3 de monede, poate să fie un triunghi la locul de muncă, o separare. O separare. Se dorește separarea. Mai dăm-i acum acțiune. Cum acționează față de ei? Cum acționează față de ei?
E bine că sunt conștienți că trebuie să se separe, cum acționează doi de cupe. Nu cred că doi de cupe reprezintă pe această persoană. Doi de cupe este conștiința că sunt într-o... că au întâlnit sufletul pereche și trebuie să acționeze ca să se întâlnească și să manifeste sufletul pereche. Eu rămân totuși fixată pe ideea că soarele, fiind prima carte care a apărut la voi, reprezintă faptul că de voi sunt atrași. E o atracție nouă, eventual. Și sunt puși să aleagă între a se lupta, a manifesta dreptatea, poate chiar a manifesta un divorț. O dată. De două ori. De trei ori. Iau împărat. Împăratul este dorința de control. Remitul. Steaua. Luna și roata norocului. Nici acestea nu sunt cărți de acțiune. Iar aici sugerează cărțile. Sugerează, arată chiar o alegere făcută, o alegere care trebuie făcută. Posibil să fie o pasiune în afara casei și ce aleg? Casa, contractul, dacă nu e casă, este contract sau familia din care vin, versus pasiunea, acțiunile lor, eremitul față de ei. Eremitul, s-au străinat, se simt singur acasă. Se simt singur acasă. Învață, interesant, aceasta este o lecție pentru ei, în mod special, învață să-și găsească, eremitul merge către stea. Învață să se roage. Să se curețe de energiile negative și să caute lumina. Pentru că este confuzie în viața lor, este o confuzie. Să își ascundă această dragoste și aceste gânduri, evident, nu le-au discutat cu partenerul despre care vorbim, ascund. Dar își doresc să schimbe energia. Își doresc să schimbe energia. Carte pe stea, te rog frumos. Clarificăm steaua. Clarificăm steaua. Interesant. Aici este o înțelegere la care ajung. Dar nu e acțiune deocamdată. Știu că trebuie să vină la să facă un drum. Dar pentru asta, până la face un drum, drum pe care l-am mai văzut și la voi, trebuie să se vindece. Se simt singur acolo. E o atmosferă rece. Caută răspunsuri. Dar cred că le vin, o serie de răspunsuri le vin în această perioadă. Probabil că vor acționa mai încolo. E o trezire, e o inspirație. Pe care o primesc prin rugăciune. Descoperă cum să ajungă, cum să-și manifeste destinul și vindecarea în primul rând de acest diavol.
Deocamdată nici față de ei nu acționează. Posibil să fie un fost pentru unii, posibil să fie o căsătorie sau aventură la locul de muncă, voi știți, în fine. Însă își doresc să se elibereze de apele tulburi prezente prin acest diavol. Ce ai, Mora? Vină încoa. Dar știu că trebuie să aleagă. Ori persoana respectivă ori șantajează pe cale sexuală, ori pe cale financiară. Așa simt. În ce sens șantajează? Mai mult sau mai puțin conștient. Dar, în general, diavolul e conștient de ceea ce face, da? Cam atât deocamdată. O să pun cărțile la loc, în principiu. Și eu aștept să-mi povestiți cam ce și cum a rezonat cu voi. Pentru că acum trebuie să amestec cărțile și să încep să vorbesc despre numărul 2. Care ați ales? Airwaves. Interesant. Pe aripi de vânt. Mi-aduc aminte. Nu știu de ce am simțit nevoia să am simțit nevoia. Nu, n-am simțit nevoia. Mi-a venit așa în gând pe aripi de vânt. E o chestie foarte primăvăratică între voi, un aer de primăvară. Mi-e place foarte mult Airwaves. Da. Și un aer sănătos, aș spune. Sănătos. Și foarte intens. Foarte intens. Ca și guma asta amestecată. Foarte tare. Dar aerul reprezintă energie mentală. Probabil că să fie o conexiune mentală foarte puternică între voi doi. Vedem. Ah, interesant. Ar putea să vă trimită gânduri la distanță. Da, gânduri la distanță. Ce-ar mai fi să mai văd, ce mai simt? Dar trebuie să se tempereze, interesant. Trebuie să se tempereze. Trebuie să se vindece, unul dintre voi trebuie să se vindece sau să se echilibreze ceva. În viața voastră, temperanța înseamnă răbdare, echilibru, curățare energetică, vindecare fizică. Și nu doar fizică, ci sufletească. Ok. Curățăm cărțile pentru numărul 2. Face foarte mult de griji, ar vrea să vină și să se exprime pasionat, să arate câtă atracție simte față de voi. Dar iar am senzația că cineva, afară de grijile pe care le face, dar cineva e bolnav. Cineva e bolnav, stă la pat, ar vrea să vină să vă cucerească, dar ai uite. Da, își dorește să renașteți ceva. Și să vă protejeze. Interesant să vă protejeze. Pentru că simtă multă atracție față de voi. De ce fuge? Trebuie să aleagă. Și acest personaj trebuie să aleagă. Că da, este în trio, până la urmă. Trebuie să aleagă. În fine. Și triunghiul poate să fie nu neapărat o altă persoană, poate să fie membru al familiei, un părinte, o soră, frate sau copil care necesită atenție, a treia persoană. Evident că poate să fie și un job, dar variază. În general, totuși vorbim acum despre o altă persoană care poate să fie soră, frate, mamă, tată, unchi, coleg, colegă la locul de muncă, șef, da? Care influențează într-un fel sau altul. Hai, o dată, de două ori, de trei ori. Fost. Chiar dacă nu are nimic cu acest fost, vedem. Sau fost. Ah.
Ce simte? Patru de spade. Doi de monede de interesant. Șapte de spade. Stele mai văzut. Și regina de bâte. Iar ceva s-a întâmplat între voi, de s-a produs, am zis, temperanță, dar apare și aici în patru de spade, în acest patru de spade, apare temperanța. Rănile care au fost provocate, dezamăgirile, suferința care a fost între voi, trebuie vindecată. Într-un moment de tăcere, poate a fost și tăcere între voi. Atracție excepțional de multă, magnetism, dorință, poftă sexuală, poftă trupească, dar și un sentiment de voie bună, de creativitate, e o senzație de magie. Însă, aș vrea să clarific acest șapte de spade. Nu știe ce să facă acest personaj, încă nu știe ce să facă. Ce simte? La capătul setului de cărți, roata norocului, după o situație epuizantă. Acest trio despre care tot vorbim, da? Triunghi. Poate la locul de muncă, poate o distanță, poate, contract, asta înseamnă ori contract la locul de muncă, ori căsătorie. Da. Se dorește schimbarea energetică dintre voi, pentru că a fost ceva apăsător. Unul dintre voi a fugit, poate chiar el a fugit, el sau ea. Unul dintre voi a fugit de exprimarea acestei pasiuni, acestei atracții. Repet, dacă unul dintre voi este bolnav, trebuie să se tempereze și în această perioadă de temperanță, tocmai bine că va trebui să-și aleagă. Dar interesant cum văd, are două opțiuni. Ori să se saboteze prin felul în care acționează și gândește, ori să se vindece și să acționeze în echilibru. Dăm totuși o carte, clarificăm în primul rând șapte de spade. Pentru numărul 2. Ce simte în față de voi? Da. Dar de ce 10 de spade? A fost o tăcere. Da, dragoste foarte profundă, dar de care a fugit unul dintre voi, voi sau ei. Unul dintre voi a fugit de această dragoste și a blocat această dragoste și a produs această durere foarte mare. Îi dăm o carte pentru acest 10 de spade. Ce simte față de voi? 10 de spade. Da. 2 și 3. Că ar trebui să colaboreze. Ar trebui să construiască această relație. Nu să fugă de ea. Pentru că fuga a produs durere și suferință. De-aia trebuie să aleagă. Ce alegi? Ia uite. Nu unul dintre voi e liber, altul e căsătorit sau un contract. Și aici este confuzia. Cred că amândoi aveți opțiuni, posibil, dar în mod special persoana independentă întotdeauna are mai multe opțiuni decât cealaltă. În ce sens? Care destinul îi permite mai multe, nu? Că e liberă. Aici e conflictul. Clarificăm și doi de monede, te rog frumos. Pentru numărul. Doi de monede. Se simte așa, azi bine, mâine mai puțin bine. Interesant, fluctuează emoțional. Așa simt, că nu este într-un echilibru. Trebuie să-și găsească, în primul rând, echilibru emoțional, să se împământe în pământ.
cum e expresia? Ground. Ground yourself. Să se apropie de o energie mai pământeană, mai stabilă. Simte că poate să crească împreună cu voi, că sunteți persoane de valoare creative cu care se poate manifesta ceva deosebit. Încă însă a fost o separare. O separare. Conflicte, dezamăgiri, griji, poate și o comunicare nepotrivită. Și totuși dragostea a fost. Astfel de cupe și îndrăgostiți este o nouă dragoste. Dar, care pune într-o stare foarte conflictuală interior. Acum posibil să afle și niște vești neplăcute, însă despre o suferință fizică. Asta. Valetul de monede și 10 de cupe. 10 de cupe. Euforie emoțională. Dar e o suferință acolo care, până nu e vindecată, nu se poate manifesta fericirea, euforia. A cui este suferința? Poate sunteți bolnavi, unul dintre voi. Ei, voi. Însă patul de spade înseamnă și echilibru mental. Să-și pună în ordine gândurile. Și energetic cu temperanța. Pentru că se vede că nu sunt în echilibru. Deci ce simt față de voi? Că euforia pe care o au și atracția pe care o au trebuie temperate ca să se poată manifesta. Poate a fost o tăcere între voi. Și din cauza acestei tăceri a intrat și mai mult într-o senzație de confuzie, aș spune. Interesant ce simt. O fi pentru, nu pentru toată lumea, dar pentru unii dintre voi. Simte că dacă alege să manifeste această euforie, își va dori să meargă, să construiască, da, valetul și cu 2, 3, construcție, până la o poziție de stabilitate maximă, adică undeva în sufletul lor, dar nu sunt siguri și ar dori să fiți partenerii lor de viață. Nu sunt siguri, pentru că nu știu exact. Dacă mai au o relație de lungă durată sau o căsnicie, vă dați seama că e complicat. Oricum, simt un sentiment de protecție. Simt că sunteți persoane stabile, mature. Stabile și financiar, sunteți pe picioarele voastre, multe dintre voi, sau mulți dintre voi. Acum, care o fi căsătorit, care nu o fi căsătorit, voi știți, însă, chiar dacă sunteți căsătoriți unii dintre voi, simte că ar putea. Pentru că este teribilă atracția dintre voi, teribilă. Ok, ce gândește? Ce gândește despre voi? La capitolul emoții, cu 7 de spade, clar încearcă să fugă de emoții. Încearcă să fie rațional. Posibil să fie cu aceste culori să fie semn de aer cu aspecte în semn de apă. Da, sunt prea multe. Ce gândește odată, de două ori, de trei ori. Sunt niște blocaje. Măi, aveți bliță aici, vedeți? Ce gândește? 7 de băte, 10 de băte.
Cavalerul de cupe, asta e frumos. Și asul de băte. Da. Unii dintre ei au niște probleme în, ori aici, ori cu această persoană, ori alte probleme, responsabilități. Și din cauza acestor responsabilități au fost poate mai defensivi față de voi, dar se gândesc că da, își doresc această romanță, își doresc această pasiune, își doresc să începeți ceva nou, să se manifeste ceva nou. Am senzația că între voi nu s-a manifestat, între unii dintre voi nu s-a manifestat nimica. E mai mult un dor, un ideal, un vis. Un vis. Pentru care trebuie să se lupte foarte mult și să se implice total ca să-l poată manifesta. Să pună multă energie ca să-l poată manifesta, să pună suflet. Și pasiune. Acțiuni inspirate. O gândire pozitivă și vibrații pozitive. Emoții. Atracția asta este foarte mare. La capătul setului de cărți, turnul, asul de spade. Poate să fie o separare de familie. Da? Ia uitați, împăratul se uită față în față la preîmpărăteasă. Am zis că vă dorește să fiți partenerilor de viață. La asta se gândesc, că ați putea să faceți ceva special împreună, un imperiu, să lăsați o moștenire deosebită, eu știu, urmașilor sau comunității, colectivului. Da? Dar pentru unii posibil acest personaj să fie și căsătorit, așa simt că acest personaj este și căsătorit, ori dintr-o familie importantă, ori are ceva bani cu acest partener cu care este, și ideea este să se separe. Eu, da? Cum te poți căsători cu cineva dacă ești deja... interesant, la capătul setului, după asul de bâte, vedeți, după asul de bâte apare asul de cupe. A vrut neapărat să se arate, lăsăm, da? Gândește că sunt emoții copleșitoare, emoții care vindecă, îi vindecă și pe ei. Interesant, cu patru de spade, poate că ei erau de obicei foarte flegmatici referitor la această latură emoțională a lor, a oamenilor. Și o descoperi, pasiune și emoție, da? Atracție. Dar și o stare așa de reverie. Ați văzut, a vrut să se arate și asul de cupe. Eu n-am mai tras următoarea cincea carte, dar a rămas ea pe masă când am ridicat setul de cărți. Și aici este o idee trăsnet. Cum să se separe de ceva, de o construcție veche, familie sau căsnicie sau job cu responsabilități, ca să manifeste ceva de lungă durată cu voi. Dar încă sunt așa nesigur. Ce să fac? Se gândesc? Ce să aleagă? Se gândesc strategie. Deci deocamdată își temperează emoțiile ca să se gândească, și la capitolul emoții își țin în frâu emoțiile ca să gândească această strategie, cum să manifeste. Doi ași. Asul de bâte și asul de cupe. Ok. Acțiunile, da? Cum acționează acest personaj? Să-l las deoparte. Intoxicație emoțional, să zicem, cu valetul de cupe sau de cupe. Dar mai este și frica de a exprima emoțiile. E o frică aici. Frică de emoții, că de-aia și fuge de ele. Frica de a exprima emoțional. Își doresc. Gândesc că e bine. Gândesc că, uitați, acest... Dacă ei reușesc să-și deschidă sufletul, voi întâmpinați nu cu o cupă, cu o
Fântână arteziană. Da? De emoții. Deci nu prea sunt eu obișnuit, sunt mai flegmatici de fel, raționali. Teacul și valetul de cupe. Interesant. Mare grijă, doamnelor! Mare grijă! Pentru că există această atracție foarte mare între voi, mare grijă, posibil să fie dorința de a vă lega de ei printr-un copil. Mare grijă și șapte de monede să fie acele șapte luni în care să se aștepte legătura. Hai să ardem această energie, arde. Chestia asta nu-i frumoasă. Nu-i frumos să gândești așa. Una e să iubești, să fii atrași, alta e să legi pe cineva printr-un copil. Și bărbații, să știți că și bărbații fac așa ceva. E odios. Mie personal nu-mi place genul ăsta de gândire, nu suport chestia asta. De ce să legi pe cineva? Cât e dragoste, e și gata. E o luptă interioară cu atracția. Șase de băte, șapte de cupe, nouă de monede. Extraordinar! La capătul setului de cărți au fost confuzii care v-au creat lacrimi și vouă și lor. Da, fricile emoționale, incapacitatea de a se deschide emoțional acest personaj. Și conflictele pe care le are referitor la exprimarea acestor adevăruri. Intuitiv simte că împreună puteți să fiți altfel decât este cu, eu știu, cu cine o fi în acest moment. Vrea să vă cucerească și să vă protejeze. Clar, scurt, nu o să fie prea multe explicații. Vrea să vă cucerească, să aibă victorie și să fiți a lor. Că împăratul vrea să posede, da? Regii în general și de împăratul în mod special. Eu am. Ești a mea, ești al meu. În fine, eu cu planetele mele învărsător mă cam enervez când aud și simt energiile astea, dar în fine. Pentru că eu sunt pentru independență. Asta nu înseamnă instabilitate, asta nu înseamnă infidelitate. Poți să fii într-un cuplu fără accesele astea de posesivitate. Acum, posibil să vă aleagă dintre opțiunile pe care le au unii dintre ei și dacă sunt cu cineva, își doresc să fie singur ca să vă poată cuceri pe voi. Da? Acum, am văzut doi oameni foarte puternici. Foarte puternici. Da. Vor să creeze o nouă lume. Pentru voi și cu voi. Dar voi nu prea... Nu știu de ce. Voi nu prea senzația că nu vă uitați la împărat, vă uitați la vulturi. Voi comunicați, cred că sunteți în alte astre, că tot am văzut Marea Preoteasă și Patru de Băte. Poate sunteți flăcări gemene și felul vostru, măi, e carte faină, evoluat, educat, rafinat de a fi, trezește bărbatul divin din ei, da, trezește bărbatul divin din ei. Dar cum îi trezește, în primul rând, pe calea aceasta, prin această atracție, dar și pe calea emoțională, de care până acum a fugit. Pentru că un împărat nu poate să fie sentimental, da? Nu poate să fie vulnerabil. Asta nu înseamnă că nu simte. Dar peste suflet a pus această armură. Interesant. Șapte de cupe, interesant. Să vă impresioneze, să creeze confuzie un pic. Nu musai, deși e posibil, să acționeze, să vă cucerească într-un mod... așa, ca de vis, ca în vise, ca în filme, poate, pentru unii că tot aveți 10 de cupe, visează că vă cucerește așa. Așa, doi, dar și visează foarte mult. La categoria acțiuni este un moment
în zi sau sunt mai multe momente, 7 momente într-o zi când stau și visează la voi. Da. Hai, clarificăm și 7 de cupe, că sunt regrete. Ceva s-a întâmplat. Clarificăm 7 de cupe. 7 de cupe. Cu alte cuvinte, sunteți un vis, un vis frumos pentru ei, pe care vor să-l transforme în realitate. Vor să cucerească, sau mai bine zis, să captureze curcubeul. Capturarea trebuie să facă niște etalări separate la cât de lungi sunt etalările. Clarificăm 7 de cupe. Dream catcher, da? Apropo, dream catcher, știți cum e plasa aceea cu cu pene. Cercul acela de care agață atârnă penele. Dream catcher. Interesant. Și se gândesc, 7 de spade mă face să cred că fuge de emoții tocmai ca să se concentreze pe rațiune și să vadă cum să vă cucerească. 7 de cupe. Clarifică. Nu vrea să clarifice, măi. Ia, o dată, de două ori, de trei ori. Da. Visează că vă ia pe sus, că vă sărută, că vă îmbrățișează, că așa, cavalerul de bâte, da? Cel care cucerește regina de bâte, de care se simt atrași. Pentru ei sunteți o regină, o împărăteasă, chiar dacă sunteți singure. Personaj de valoare, super atractiv, super. Asta e. Da, vă vor... Măi, dar îi doare această... Măi, 9 de cupe. Ce înseamnă 9 de cupe și 10 de cupe? Că simt foarte mult, dar este și un sentiment de durere. Probabil tocmai din cauza că nu sunteți împreună, că nu sunteți, nu le aparțineți, împăratul. Această fericire provoacă durere. Înțelegeți? Sunt niște sentimente complexe și opuse. Da, nu zic că au fost dezamăgiri, nu zic că poate în comunicare ceva s-a întâmplat și v-ați rănit. Dar, ia uite, tot apare îndrăgostiții, m-a apărut îndrăgostiții. Dar este o dragoste care îi face să sufere. Hai să vedem. Pentru cealaltă persoană. Crescați-vă. Pentru cealaltă persoană. 6 de monede. Este un fost, o fostă. Un fost, o fostă încearcă să se împace cu ei, am senzația. Fost, fostă sau dacă e soție sau soț de care ar vrea să se separe ca să vină spre voi, pentru că aici, prin părăteasa, da? Vedeți cum sunteți, cum simțiți. Dacă voi sunteți aici căsătoriți... Vedeți cum se așează și cum rezonează. Aici o persoană independentă și aici este o persoană căsătorită. Tot apare regele de spade. Regele de spade care gândește o strategie. Încearcă să fie isteț. Regele de spade care se luptă în sinea sa pentru că a întâlnit sufletul său pereche și trebuie să comunice despre asta. Voi, poate vouă, că la voi apără cavalerul de cupe. În fine. Hai să și tai acum. Ce simte față de cealaltă persoană? Patru de spade extraordinar, hete, și la voi și la ea. Încearcă să se tempereze, să se pună în ordine. Turnul, valetul de bâte și asul de spade.
Este o idee care vine, probabil, cum se manifestă ceva nou. Asul de spade poate să fie separare de trecut, cu turnul, că turnul care în general înseamnă explozie, separare. O veste neașteptată, probabil că a venit despre voi și care le îi fac să să-și dorească separarea și mai mult față de această persoană. Baletul de bute. Poate că au încă... Poate încă mai există o atracție față de acest personaj. De la voi aveți regina de bute. Și își doresc să vă cucerească. Poate că mai au un copil în cazul în care sunt căsătoriți. Dar eu cred că este o idee super trăsnet, foarte originală. Că stau și se gândesc. Când sunt cu acest personaj, nu știu dacă fac ceva, dar stau și se gândesc în sufletul lor ce simt. Simt că trebuie să se tempereze, că altfel explodează. Interesant. Patru de spade, ia uite. E o aventură totuși în afara casei. Și regina de spade este o persoană divorțată, văduvă sau e ceva. Clarificăm turnul, sunt foarte curioasă. Clarificăm turnul. Ah, interesant ce am simțit. Foarte interesant. Am senzația că acest fost sau persoana de care e, cu care e împreună, încearcă să vină înspre ei să-i cucerească, știți cum e, să-i provoace sexual, cât timp meditează și se gândesc. Și atunci se enervează, explozie de nervi, așa am simțit. Dar, iar, trebuie să se tempereze. Știu că trebuie să se tempereze pentru că sunt puși să aleagă. Sunt în această perioadă în care aleg. Ia uite, se gândesc la voi, regina de bâte. Să vină înspre voi, aici este conflictul. Ducă țin. Sunt posesivi. Sunt îndrăgostiți. Am senzația că... Da. Da. Încearcă să-și calmeze această... este o... O emoție foarte explozivă. În ce sens? Că... Măi, vor să se separe, așa simt. Nu vreau să vă fac vise, să vă creez iluzii. Dar poate că în general vreau să se separe de acest personaj. Nu știu și între timp ați apărut voi. Nu știu. Dar sunt conștienți că trebuie să vindece. Ca să găsească varianta cea mai bună cum să vină spre voi. Că nu poate să lase totul, da? Și atunci trebuie să se calmeze. Interesant, dacă voi aveți niște probleme de sănătate, le resimt și ei. Și a apărut și regina de bâte care a apărut și la voi. Atracția asta. O mai fi un pic de atracție și față de cealaltă persoană, dar nu atât de intensă. Și astfel de spate înseamnă o idee. Probabil că unul încearcă totuși să se împace și deși parcă n-aș mai zice de împăcare. Clarifică și asul de spadă odată. Asta. Asul de spadă, soarele și puterea. Măi, ei vor să fie fericiți și se luptă cu stările lor. Își fac griji. Pentru că simt foarte multe emoții și le doresc manifestate cu voi. Am văzut și doi de cupe. Ce gândesc despre persoana cealaltă? Ce gândesc despre cealaltă persoană?
iar își temperează fericirea la voi, am văzut o 10 de cupe inițial. Își temperează emoțiile, nu mă da cât control, pentru că e împărat, da? Da. De două. Asul de monede. Și 10 de monede. Familia, relația de lungă durată versus un nou început cu altcineva sau un nou proiect. De două ori. De trei ori. Cum tăie. Zece de băte. Nu l-am văzut și la voi? Uitați, iatați. 10 de băte. Am zis că e o chestie care obosește. Roata norocului vor să schimbe energia. Justiția. Justiția nu vorbește despre separare. Sunt căsătoriți. Și luna. Ce gândește? Deocamdată ține secret aceasta. Se luptă, uite. Se luptă. Ține secret aceste... Ia uite, atracția pentru voi că a venit sub regina de băte. Atracția, fericirea, înțeleg. Deci stând lângă ei, compară. Și înțeleg că, de fapt, fericirea lângă voi au simțit-o. Dar este o luptă interioară și lupta iar cu impulsurile, cu atracția și cu emoțiile. Gândesc că analizează emoțiile și analizează fricile, emoțiile, acțiunile. Interesant. Pare o persoană foarte inteligentă. Inteligentă. Ia uite. Trei de spade. Poate cineva încerca să renască situația dintre ei printr-un copil sau să bage un copil între cei doi ca fiind motiv de a păstra legătura karmică, contractul. Însă vor să schimbe. Vor să schimbe nu neapărat justiția. Pentru că aici este epuizant, cu ei este epuizant și cu voi epuizant pentru că știu că trebuie să se întoarcă la cealaltă persoană. Se compătimim? Cum acționează? Nu i-am pus eu să se căsătorească cu cineva cu care nu e fericită persoana. Odată. De două ori. De trei ori. Vor să colaboreze? Sau ce? Vedem. În ce sens dacă colaborează? Lumea. Poate să pună capăt. Turnul și lumea? Și roata norocului? Vor să încheie. Vor să ia de la zero. Ia uite. Dar nu cu ei, cu voi. Pentru că la voi au venit așii. Da, vor să pună, am zis, apărut și la voi, să-i blocheze pe ei și să protejeze acest nou început, această lume. Ia uite, împăratul, sunt căsătoriți cu ei, dar vor să fie căsătoriți cu voi. Mă, n-am văzut așa ceva. Deci împărat pe împărat. Deci vor să fiți a lor. Da? Eu, în general, vorbesc pentru doamne, dacă întâmplător ascultă și bărbații, vă rog frumos, găsiți-vă poziția, că sunteți și voi, sunteți, da? Ia uite, căsătorit. Dar sunt niște conflicte acolo în căsătorie. Sunt niște conflicte, sunt niște trădări, dar apare asul de cupe, care l-am văzut la voi. Începe să simtă pentru cineva. Descoperă ce e dragostea. Domnul de spade. Domnul rege de spade. Persoana aceasta rațională. Care își analizează emoțiile. Unor e bine. Nu zic că nu e bine. Dar prea multă rațiune, pentru că, am mai spus, îmi place citatul acela, dragostea în fața rațiunii nu are explicații. Interesant. Wow, lume. Ce explicație să mai dau? Vor să creeze granițe. Să se separe, separarea. Să creeze granițe față de acest personaj. Și se calmează, se vindecă
Până își face planurile. Interesant. Cam atât. Eu stau așa și mă mai uit, dar cam atât. Nu vreau să dau zodii, pentru că sunt toate zodiile. Îmi pare foarte rău să vă zic, sau foarte bine, cum vreți voi. Toate zodiile sunt. Sunt și semne de apă și de foc și de pământ și de aer. Găsiți-vă. Eu zic că e bine să trecem peste acest tipar care nu e tocmai sănătos, să fixăm zodii după niște cărți. Asta se face doar când faci talări personale. Ca să știi unde apare și când știi persoane, dacă știi pentru cine fac pentru o persoană de foc care este, se gândește la un semn de nu știu de care. Și atunci, tu apari, eu așa mi-aduc aminte că mi se făcea, mă mai duceam și eu în tinerețe la o tipă, da, și ce, cum, uite, știți, ei alegeau pe vremuri după aspect. Dar nu e normal să alegi după aspect, poți să alegi și după temperament, da? Bine, pe mine întotdeauna mă alegeau pe regina de foc. Dar, în fine, ideea este că aceste alegeri le facem când facem metalări personale. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Ia uite, acestea vor să rămână asul de bâte și asul de cupă. Vă pup numai bine. Hai să vorbim despre partea a treia, numărul 3. Partea, adică colectivul, numărul 3. Sper să... Băi, să ții baterie. Vedem, fac aceleași cărți la toți. Piatra neagră absorbe negativitatea, știți, în general. Dar... este cărțile. Este ceva ascuns, este un mister, da, chiar. Este energia scorpionului, este o energie care transformă. Diavolul! Obsesie, adicție, pentru atracție fatală, legătură karmică, dar și asul de cupe, mă, emoții, da, uite, obsesia unei noi dragoste, unei noi iubiri. Asul de cupe. Dorința obsedantă de a vindeca, dorința obsedantă de a... Da, emoții iar obsedante, copleșitoare, intoxicante. Nouă de monede, unul dintre voi este singur și celălalt vrea să-l cucerească. Ia să le mai amestec, asta seamănă un pic cu etalarea anterioară. Ia. Este o distanță între voi care se vrea cucerită, se vrea victorie și să mergeți mai departe împreună, să creșteți împreună. Negru. Negru reprezintă misteriu, o chestiune misterioasă între voi. Am zis, este Pluto care vă transformă, care vă face să vă analizați și să vă simțiți în profunzime. Îndrăgostiți, interesant, alegere importantă în dragoste. Ce simt față de voi? Numărul 3. Wow, steaua, ce frumos! Valetul de bâte, împărăteasa! Wow! Și moartea? Ce-ar mai fi după moarte? Așteptare. Mai, nu cumva aveți un copil? Sau visează, cu steaua visează, că veți avea, aha, o chestiune împreună și vă transformă în mama copiilor, că apare 7 de monedă, care înseamnă așteptare, 7 luni, da? 7-9 luni, da? Și apoi o victorie și, ia uite, magicianul 9 de cupe. Adică, ar putea să fie și un botez 9 de cupe, da? Se manifestă victoria. Victoria sperată, gândită. Uf. Totuși, am zis, este o energie plutoniană, ia uitați, plutoniană. Ce simt? Că sunteți predestinați lor, că atracția pe care o simt este foarte intensă, că... sunteți partenerul lor divin, că pot să crească împreună, că puteți să creșteți, puteți să creșteți împreună,
că sunteți frumoși, că sunteți eleganți, că sunteți intuitivi, că sunteți de aparte din destinul lor, femeia divină sau bărbatul divin. Și această întâlnire, această atracție le transformă viața. Probabil că sunt marcaje în Vărsător, în Scorpion, ceva în semne de foc și aspecte cu Venus, așa spune, aspecte cu Venus, nu musai Taur, nu musai Balanță, aspecte cu Venus. Venus și Pluto. Oh, da, asta e dragoste obsedantă. Și totuși, există o separare. Interesant, separare confirmată și de moarte. Probabil că ceva s-a încheiat ca să se transforme. Ia clarificăm totuși moartea aceasta. Dar sunt prea multe cărți. Iar e tăcere și asul de bâte, dar vreau mai mult. Adică, după o perioadă de tăcere, se speră că se va reface situația. Asta simt ei în sufletul lor, această speranță, această intuiție că povestea nu s-a încheiat, așa simt. Clarifică moartea. E transformare, pe de-o parte transformație emoțională. Este foarte intensă. Ce melodie canalizez? I can die in your arms tonight. I can die in your arms tonight. Da, ar vrea să vă îmbrățișeze și să rămână acolo pe veci. Ah, ce interesant. I can die in your arms tonight. Băi, dar nu vrea să vină. Ia, o dată, de două ori, de trei ori. Era pe ce? Iată, se dorește, iau-te, renașterea și să manifestați ceva nou și să creșteți. Interesant. Mai, unii dintre voi sau dintre ei speră că aceste emoții, această fericire și această senzație că faceți parte din destinul lor, că sunteți bărbatul, femeia predestinată, da? E o trezire, e o conștiință, soare, steaua. Își doresc, probabil, să se căsătorească. Nu știu cine sunt acești oameni. Sau dacă nu, eu personal nu sunt pentru căsătoria contractuală. Adică poți să fii împreună altfel, în fața lui Dumnezeu altfel. Să-ți crezi tu eventual un contract cu persoana iubită, nu musai la biserică sau la biserică sau primărie. Dar dacă aveți de-a face cu oameni ca mine, deși sunt mai puțin, se dorește această fericire manifestată într-o vibrație foarte înaltă, că am văzut intoxicare, am văzut diavolul, într-o vibrație spirituală, un contract spiritual. Asta da, înțeleg, contract spiritual. Dreptate. Energie înaltă. Dar nu musai căsătorie la biserică și la primărie. Asta pentru cei ca mine, v-am zis, sunt destul de puțini. Am zis că tai cărțile, ce gândesc? Destul de puțin gândesc ca mine, pentru că suntem în era Vărsătorului și gândim altfel. Gândesc că sunt dezamăgiți, trebuie o vindecare. Ceva s-a întâmplat, că nu degeaba, da? Ceva s-a întâmplat, că nu degeaba a fost moartea, da? Suferința aceasta și renașterea. O dezamăgire s-a întâmplat între voi. Da, ei gândesc că au fost mințiți, că au fost păcăliți. Că i-ați păcălit? Interesant? Sau că ați fugit de dragoste? Că ați fost defensivi? Sau poate că ei trebuie să fie defensivi? Opa, așa! Dacă ei au fost defensivi și s-au rănit pe ei fiind așa, fugind de dragoste, dau și varianta asta, deși am senzația că e pentru un număr foarte mic, pentru că unii simt că au o misiune. Și în această misiune a intervenit o pasiune față de cineva. Și pasiunea aceasta în care, într-adevăr, întâlnirea cu flacăra geamănă sau cu sufletul pereche, da? Și le transformă viața. Și le transformă și misiunea. Și atunci, dacă ei au fugit de dragoste, într-adevăr și ei suferă.
Trebuie să fie defensiv, dar simt mai mult prima variantă. Că da, iată, da, a fost căsătorie. E o căsătorie la mijloc, 10 de monede. Și celălalt a fugit. Că de-aia avem trio, da? Că de-aia avem trio. Din păcate, nu-mi plac chitarele astea, dar sunt necesară. Dar gândesc că deocamdată suferă. O să clarific 7 de spade la ce se gândesc. Și dacă acum sunt căsătoriți, sunt defensiv și față de cealaltă persoană, așa simt, și trebuie să găsească o strategie și un fel de a manifesta căsătoria sau stabilitatea cu voi. Înțelegeți? Eu zic că ați înțeles. La capătul setului de cărți, regele de spade, o persoană isteață, deșteaptă. Rațională, bun strateg, 7 de spade și regele de spade, dar cu aceste conflicte interioare. Pentru că s-a comunicat ceva ce a durut, a adus regrete sau trioul în sine aduce regrete, mai ales dacă este o persoană spirituală. Unul dintre voi sunteți spirituali și v-ați întâlnit flacăra geamănă, care, așa se întâmplă, care este căsătorit, mai mult sau mai puțin, fiecare, variază, da? Aici este marea durere. Marea durere a multora care sunt în flăcări gemene sau suflete perechi. Da? Ce să zic? Am zis eu și la celălalt număr. Nu pot să am foarte multă compasiune pentru ei, pentru că nu i-am putut să se căsătorească. Ia uite, regele de spade tot apare. Se gândește. Cum să manifest acest nou început, această pasiune, atracție. Adevăr că sunteți extraordinar, asul de cupe, asul de spade, asul de bâte. Că sunteți, că v-ați mai întâlnit într-o altă viață, cel puțin într-una. Ați mai fost căsătoriți. Aici este probabil și visul pe care l-au sau vor înțelege la un moment dat. Că ați mai fost căsătoriți cândva. De-aia a fost și atracția mare, de-aia a fost și transformarea aceasta. Cum acționează? Hai să vedem o dată. Stop. Am zis că clarific 7 de spade. 7 de spade, te rog frumos. Cum gândește 7 de spade? 7 de spade în poziția gândurilor e ok, înseamnă strategie. Dar 7 de spade. Nu vrea să-mi spună. Hai să vedem o dată. 7 de spade, cum să crească? Cum să creșteți? Cum să vină înspre voi, dacă e distanță, dacă e distanță, posibil să fie distanță foarte mare, cum să vină înspre voi. Poate dacă ei nu pot să vină, așteaptă să veniți voi. Și în această așteptare, interesant cum vine mesajul, în această așteptare s-au simțit mințiți, probabil n-au știut că voi stați la distanță, probabil n-au știut că voi aveți o misiune sau... orică voi aveți o misiune spirituală, orică unul dintre voi este bogat sau nu știu, e o persoană publică și se simt mințiți, ceva nu s-a spus, nu s-a spus. Cu steaua, dacă persoana lucrează, unul dintre voi lucrează în domeniul spiritualității, persoana intuiește și împărăteasa este foarte intuitivă. Ceva nu s-a spus. În fine, dragoste, da? Ori se gândește o strategie cum să vină înspre voi sau cum să veniți voi, așteaptă, deși e poziția de acțiune. Eventual comunicare, dacă nu poate să vină măcar să comunice la distanță, în așa fel încât să renaște și să refaceți această rană, să vindecați această rană și să fiți împreună două suflete, da? Două suflete. Clarificăm și 3 de spade. Pentru că unii poate nu pot să călătorească. Din multe motive. Și atunci măcar să manifeste comunicarea plină de pasiune, de empatie, de spiritualitate, de romanță, de eu știu ce mai ce vreți voi să vorbiți.
proiecte financiare, ce vreți voi să vorbiți. Ca să creați 10 de monede de stabilitate. Ia. 3 de spade. Suferă din cauza blocajelor. Poate unii au și probleme financiare. Eventual, pentru unii să fie o relație karmică între voi. Dar apare și treiul, triunghiul, da? O relație karmică, ori în partea voastră, ori în partea lor. Karmică poate să fie și acasă și cu membrii familiei, o relație karmică. Vedeți, din acest motiv suferă, că sunt niște blocaje. Da. Până acum nu le-au găsit soluții, dar pasiunea există pentru acești alte șase de cupe și patru de bâte, flacără, geamăn sau suflet pereche. Din alte vieți, cu care ați mai fost căsătoriți, ați fost în casă. Ați trăit în același pat, în altă viață. Dar nu găsesc soluții. Ok, acum clarificăm sau spunem acum acțiunile. Acțiunile acestor oameni. Variază, vă rog frumos să vedeți. Dacă știți că ei nu pot să vină, că au probleme financiare, înseamnă că e așteptarea. Speranța. Că veți trece peste frică, peste autosabotaj. Runner chaser, interesant. Runner chaser. Dacă unul a fugit, acum aș dorește să vină. Interesant. Apropo, și vorbeam și era la flăcările gemene sau sufletele perechi. Alegerea. Așa, odată mă acționează de două ori, de trei ori și tăiem. Deocamdată se gândesc. Ați văzut doi de spade. E tăcere eventual între voi să vorbiți foarte puțin. Trebuie să aștepte. Am tot vorbit de așteptare. Regele de monede. Deocamdată poate că trebuie să-și vadă de banii lor, de familia lor, de jobul lor. Vor comunica, dar cred că mai degrabă poate că sunt, vor fi niște momente în care comunicați, dar deocamdată trebuie să aștepte să-și găsești manifeste, ori voi, ori ei, unul dintre voi. Au! Nu se termină bateria, te rog frumos, nu te termina. Sper că nu se termină bateria. Sper că nu se termină. Stați un pic să pun în priză. Ia să vedem. Așa. Hai. Nu. Mai stai. Așa. Uite că m-a făcut să mă ridic. Haideți. Mai. Nu vă separați acum. Continuați, da? Hai să continuăm. Așa. Deci deocamdată au conflicte cu cei din jur, cu aceste alegeri. Și posibil că vor comunica, se dorește comunicare, se gândește că e necesar.